Nenumărate proiecte sociale și ați reușit să strângeți donații de peste 150.000 de euro de-a lungul timpului. Practic, voi vă dedicați timpul ajutând alți oameni. E greu să ajuți? Noi aș putea să spun că nu este simplu, dar nici imposibil. Și așa cum spuneam mai devreme când Gabriel m-a întrebat dacă să se bage la treaba cu copiii sau nu, câtă vreme simți că e ce te reprezintă și face parte din tine, cred că merită fiecare minut și fiecare moment greu. Așa cum spuneam, din fiecare experiență învățăm câte ceva. Eu asta simt, să ajut. Noi asta simțim, să lucrăm pentru natură, să educăm oamenii în sensul acesta. Și aici în sat avem foarte multe planuri, să facem conferințe, să strângem sătenii și să le explicăm de ce nu e bine să arunce toate gunoaiele pe jos, pentru că așa ca în restul țării și aici sunt foarte multe gunoaie pe jos. Dar cred că cineva trebuie să facă și lucrurile astea. Sunt foarte puțini cei care comunică în zona asta și câtă vreme e natural, că de fapt asta e treaba, nu e nimic forțat. Voi cred că vedeți că acum e un trend să fii ecologist, da, să mănânci sănătos, nu știu cum. Dar noi facem asta de 8 ani de când suntem împreună, de 5 ani de când suntem părinți, deci e clar că face parte din viața noastră. Și atunci am hotărât să ne folosim de vizibilitatea pe care o avem în online și nu numai, ca să putem să comunicăm și să le demonstrăm oamenilor că dacă noi putem, doi oameni super simpli, fără niciun fel de nu știu ce ajutor, înseamnă că toată lumea o face și că de fapt e vorba de puțină voință din partea tuturor. Să știi că e bine venit trendul ăsta, adică lasă măcar să influențăm. Da. Am înțeles că cea mai recentă campanie umanitară pornită de voi se numește Ne-am adunat. Și ultima oară am văzut pe Facebook că ați fost în Constanța și ați ajutat oamenii mai puțin norocoși. A fost greu să faceți rost de ajutoare? Partea cu ajutoare nu e neapărat cea mai grea dintre toate, pentru că, din fericire, în ultimii ani am tot strâns o serie de parteneri care mă ajută în toate acțiunile caritabile. Dar, într-adevăr, munca în teren, văzând tot felul de oameni și, în mod special, de copii care trăiesc în condiții pe care unii dintre noi nici măcar nu ni le-am putea imagina. Cum ar fi? Cum ar fi? În case, în mijlocul câmpului, case care nu au uși, nu au geamuri, pe minus 10-12 grade, copii dezbrăcați, pe picioarele goale, fără haine pe ei, cu zăpada până la gât, cu găinile în casă. Îți dai seama că sunt condiții total diferite față de ce avem noi, cel puțin și noi și voi acasă. Da. Și atunci lucrurile astea ne fac să ne dăm seama că ar fi bine să fim recunoscători pentru tot ceea ce avem și să dăm din puținul nostru celor care chiar nu au cum să facă ceva în sensul ăsta. Și aici mă refer la copii. Vă dați seama că ei n-au nicio vină că s-au născut în condițiile respective și cineva chiar ar trebui să le închidă o mână de ajutor și să fie măcar așa o rază de speranță pentru ei în vederea unui viitor un pic mai strălucit. Și noi asta încercăm să facem. De altfel, eu vreau să și construiesc un centru pentru copii. În 2 ani vrem să fie ridicat, așa sperăm. Legea ne permite să avem 15 copii în grijă și noi deja vorbim cu Ingrid și o pregătim și am spus, vezi că o să ai 15 frați și surori pe care o să ne ocupăm, așa că pregătește-te. Bravo, bravo! Ilan, unde a plecat, suntem curioși și aș mai avea o curiozitate dacă rămâneți definitiv la țară. Mai noi suntem oamenii care nu se leagă de locuri, de lucruri, de oameni. În acest moment e ceea ce ni se potrivește nou și chiar aseară vorbeam despre treaba asta. Punem tot sufletul în asta. O să veniți probabil la noi în vizita, dar vă așteptăm de venim. Că e parte de sufletul nostru. Nu ne vrea Ilan, cred. Nu vrea Ilan să venim. Hai mă, Ilan, primește-ne și pe noi. Deci, nu mâncă mult. Nu mă vede, de fapt, pentru că, în general, când facem zoom-uri, noi și vedem oamenii cu care vorbesc în momentul ăsta, nu știu de ce nu vă vedem. Suntem vedem simpatici, Robert. Suntem simpatici, ne știi. Ne știi de ceva vreme. Robert, Ana, vă mulțumim tare mult că ați fost cu noi în această dimineață. V-am urmărit și puteți să-i urmăriți și voi în online. Vedeți cum și-au construit o viață diferită, dar frumoasă, care inspiră pe toată lumea. Vă așteptăm și în platou, dragilor, și vă mulțumim că ați început cu noi. Zi ușoară să aveți! Ciao! Pupicie! Zi frumoasă! Ciao, la fel!